Strada Vasile Bumbac din centrul municipiului Suceava va intra cât de curând în modernizare, asta dacă nu va fi contestată licitația. Este o porțiune de stradă cuprinsă între magazinul Bucovina și Consiliul Județean, Ion Gaz, prin spate, pe la Palatul de Finanțe, deci este ultima porțiune de stradă pe care o realizăm în cadrul acestui program, acestui proiect. Ea este finanțată în mare parte pe PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Au fost depuse trei oferte. Autotehnorom SRL Suceava, For Construct SRL Suceava și o asociere la Bacău, Cons Proiect și Transbac SRL Bacău, o asociere de două firme la Bacău. Deci trei oferte depuse. Sperăm, ne dorim să nu fie contestații, în așa fel încât să putem demara lucrările în acest an și poate de ce nu chiar să finalizăm strada Vasile Bumbac în acest an, să finalizăm modernizarea zonei centrale a municipiului Suceava cu reabilitarea acestei ultime străzi. Lungu a spus că dacă nu va fi contestată, lucrările vor începe cât de curând și cel mai probabil se vor finaliza până la sfârșitul acestui an.